prima din Samadion, Tănase Mică, Tănase Mică, Tărcatul Avram, Teodorescu, Năstase, Tudor Vasile. Căzut pentru libertatea și demnitatea poporului român și a eroilor, Tatălui Nicului Cel acum pomenit, și ale tuturor sfinților, sufletul adormiților romilor săi, eroi ai satului Nicului Cel, pomenit de noi astăzi aici. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Este ziua înălțării Domnului astăzi, după 40 de zile de la slăvita sa înviere din morți, și în tradiția noastră românească este obiceiul ca în această zi să se facă pomenirea eroilor neamului, atât a eroilor cunoscuți, dar și a eroilor necunoscuți care și-au vărsat sângele și și-au dat viața pentru libertatea și demnitatea noastră pe câmpurile de luptă sau în același timp în lagăre sau închisori. Este un obicei frumos, o tradiție binecuvântată aici la Nicuricel, ca în ziua de înălțare a Domnului, seara, să venim la acest monument împreună cu copiii de la școală, cu autoritățile locale, cu credincioșii în frunte cu preoții lor, pentru a săvârși slujba de pomenire a acestor eroi. Fie ca ziua de astăzi să fie o zi de bucurie, de înălțare sufletească, Dumnezeu să odihnească sufletul eroilor neamului acolo în împărăția cerurilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, și în același timp eroii neamului să fie pururea prezenți în sufletul nostru, să ne insufle și nouă dragostea față de biserica străbună și față de neamul nostru românesc și față de valorile lui spirituale. La mulți ani tuturor de ziua înălțării și Hristos s-a înălțat! Au fost eroi, sunt încă, și-or fi în neamul românesc, căci rupt sunt ca din tare stâncă, românii oriși unde cresc. Eroi au fost, eroi sunt încă, și-or fi în neamul românesc, căci rupt sunt ca din tare și sărbătoarea înălțării Domnului, praznic cunoscut în popor și sub numele de ispas, reprezintă pentru comunitatea din Niculițel un moment de elogiu adresat eroilor niculițeni care de-a lungul vremurilor au rămas prezenți vii în amintirea localnicilor. Timp de ani și decenii, niculițenii, în această mare zi de sărbătoare, cu mic, cu mare, se adună la monumentul eroilor ridicat în cinstea lor pentru a evoca și pentru a păstra vie în memoria locală numele acestora. Demn de menționat este faptul că monumentul de la Niculițel datează din anul 1938, când un comitet de inițiativă sub îndrumarea preotului paroh, a primarului de atunci și a unor fruntași locali au ridicat pentru pioasa amintirea eroilor din prima conflagrație mondială un monument de cinste și de elogiu acestora. Sărbătoarea de astăzi, în conștiința niculițenilor, reprezintă o extensie a sărbătorii martirilor de la Niculițel, întrucât am putea să-i comparăm pe eroi niculițeni ca fiind urmași ai martirilor Zotic, Atal, Camase și Filip, și totodată aș putea spune că în fiecare piept al niculițenilor bate o inimă de erou, pentru că hrisoavele și actele din Arhiva Militară menționează că în perioada interbelică și în perioada celor două război mondiale nu a existat casă unde să nu fi fost o jertfă de martir. Copiii din Niculițel au pregătit momente artistice ținând de la colaje de cântece și poezii patriotice până la dansuri populare tradiționale dobrogene. Copiii au primit cu entuziasm în suflet ideea de a fi patrioți, de a ne cinsti eroii neamului și de a ne duce mai departe cu standardele sus credința noastră de dobrogean. Dobroge pământ cu lună, multe neamuri ți se adună, multe neamuri ți se adună, Maică Dobroge. Voie bună și noroc și la muncă și la joc, tra-la-la, la-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 la. Câte țări sunt pe pământ, la-la-la-la-la-la-la, Raiul ca la noi nu sunt.
când străba de Dunărea nu e țară ca mea. La mormântul vostru umed se va scrie în țărână: morți ai zapii țării pentru patria română.